Salut, balanțe! Voi face citirea pentru săptămâna 6 februarie, 12 februarie. O săptămână cu planetele mers direct, este o perioadă mai liniștită, să zicem, dar se simte influența lunii pline și, bineînțeles, aspectele care le-a avut Venus cu Marte, Mercur face ingresul în Vărsător, veți primi horoscopul și puteți să-l vizionați. De asemenea, ați avut totul făcut pentru luna plină și horoscopul și runele. Sfatul tarotului ermetic. Acum să vedem pentru această săptămână. O săptămână unde veți avea niște blocaje. Și am putea spune că aceste blocaje pot fi depășite dacă vă doriți adevărul, dreptatea, corectitudinea, atunci veți putea să depășiți aceste blocaje. Am spune, totul depinde de voi. Voi, fericirea voastră, și cunoaștere. Am putea spune că voi sunteți capabili să vă mobilizați trup și suflet pentru a stăpâni o situație dificilă, pentru a aduce, să zicem, aspecte benefice sau chiar pentru a îmblânzi atitudinea unei persoane. Voi sunteți, am putea spune, acea persoană care cu intuiția, cu diplomația, cu tactul, cu vorba bună, cu iubire, veți putea să țineți sub control leul, fiara. Toate acestea sunt aspecte foarte benefice. În schimb, ceea ce vă face pe voi fericiți este poate să primiți dreptatea, fiindcă este vorba de dreptate aici, și când vorbim de fericire, poate fi vorba de un răspuns pe care să-l primiți și care să vă facă dreptate, sau pur și simplu vă gândiți că v-ar fi face fericiți și va aduce această fericire dreptatea divină, fiindcă întotdeauna trebuie să ne gândim la dreptate, la adevăr etern. Această balanță cu spada poate să vă reprezinte și pe voi, dar poate să reprezinte și acea dreptate divină care poate să vă facă fericiți. Și cunoașterea s-ar putea să depindă de un prinț de cupe. Vorbim de o persoană tânără, un bărbat cu ascendent zodie în pești. Să aflați despre această persoană, să cunoașteți, sau poate să reprezinte și cunoașterea spirituală, cunoașterea mistică, călătorii spirituale. Dacă ne gândim pentru voi, poate să reprezinte și o persoană cu care veți călători sau participați la un curs. Pentru resurse,
loc de muncă și carieră. Resursele voastre ajung la o limită. Resurse, bunuri materiale. Este o finalitate, se încheie ceva. De aici încolo va urma altceva, dar ceea ce ați avut până acum nu va mai fi. Este o încheiere, o finalitate. După un lung drum, fiindcă dacă observați această moarte, nu are aici cele două turnuri de la Luna și reprezintă drumul vostru pentru resurse, pentru bunuri materiale. De aici încolo se încheie acest drum, se încheie totul pentru resurse, nu mai apare nimic nou. În ceea ce privește locul de muncă, am putea spune că sunt lacrimi. Lacrimile unei colege, ale unei subalterne, ale unei prietene, o femeie tânără, înlăcrimată din cauza iubirii, sau sunt lacrimile voastre din cauza dezamăgirii. În carieră, menirea voastră, am putea spune că voi v-ați fixat un scop. Dar vă dați seama că aveți în fața voastră un râu, nu puteți să ajungeți la scopul fixat, deja trebuie să faceți un ocol, totul va reprezenta altele eforturi. Așa cum am spus, în față sunt cupele răsturnate, dezamăgirea și aici în spate cupele care le mai aveți pline și pe care vă puteți baza să ajungeți totuși la scopul vostru. În ceea ce privește comunicarea, contracte, relații. În comunicarea voastră cu rude, veri, verișoare, vecini, frați, surori, aveți aici un rege de bâte, reprezintă un bărbat. Un bărbat matur cu ascendent zodie în leu, care poate să ofere să vă ajute să rezolvați această comunicare, poate să fie persoana care arată că el deține comunicarea, că el este stăpânul. Deci este o comunicare în care trebuie să fiți totuși atenți, fiindcă acest rege întotdeauna își urmărește și scopurile sale. În ceea ce privește contractele, asocierile, aveți nebunul. Deci undeva arată că ori ați avut un contract, ori o asociere sau un proces unde ați fost imprudenți, unde ați încercat să vă luați o șansă, să depășiți o situație de blocaj, fiindcă întotdeauna acest nebun, această șansă pe care și-o dorește omul, este într-un moment de stagnare. Cam asta reprezintă, dar este destul de dificil pentru voi, fiindcă riscați, sunt riscuri foarte mari. Nu știți la ce să vă așteptați și este un aspect nesigur, acest nebun. În schimb, voi vă doriți bunăvoința cerului, sperați la bunăvoința cerului, sperați că prin corectitudinea voastră veți atrage această bunăvoință a cerului, dar cam atât. Restul nu primiți ajutor din partea nimănui, toți vă consideră aventurieri. În ceea ce privește acest aspect legat de relații, sunteți într-un moment de stagnare în relațiile voastre cu prieteni, cu protectori, cu asociații profesionale, blocaje care depind numai de voi. Adică oricând puteți să deblocați această situație, totul depinde de voi. Voi sunteți cei care trebuie să inițiați relațiile respective, nu altcineva.
Căminul, familia, schimbarea, transformarea și sacrificiul vostru. În familie, în cămin, voi vreți o schimbare, vreți să se schimbe ceva care să vă aducă liniște, calm, armonie, înțelegere. Vreți un aspect benefic. Această schimbare depinde numai de voi. Voi decideți această schimbare. În schimb, în familie, în cămin sau legat de trecut, poate să fie această schimbare. În schimb, munca voastră va aduce schimbări, transformări. Este o muncă susținută, o muncă care în final va aduce acolo unde vă doriți, veți primi răsplata muncii voastre. Și sacrificiul vostru este legat de o trădare. Cineva v-a trădat și trebuie să treceți prin acest sacrificiu. Aceasta a fost citirea pentru voi, balanțele. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat.